Astăzi a fost ultima zi de școală înaintea unei vacanțe de o lună pentru elevi. Prelungirea perioadei de pauză școlară nu este întâmplătoare și are legătură cu situația epidemiologică actuală, pe lângă perioada sărbătorilor pascale pentru catolici și ortodoxi. Având în vedere prognoza de creștere a ratei de incidență pe parcursul lunii aprilie, să încetăm să întrerupem activitatea face-to-face în școli, tocmai în scopul diminuării ratei de incidență. Cum nu există o rețetă, cum nu există o soluție universal valabilă, să o luăm din altă parte, de la un alt stat, o altă țară, care a trecut prin așa ceva, cred că este o variantă menită a fi încercată, mai ales că se diminuează foarte mult și nu s-a recurs la varianta online, care are și avantajele, dar și dezavantajele pe care le cunoaștem cu toții. Autoritățile din educație speră ca elevii să poată reveni în bănci după această vacanță. Perioada aceasta de o lună de zile fiind perioada de vacanță, cu posibilitatea, cu mutarea, cu prelungirea cursurilor cu încă o săptămână pentru clasele 07 și 9-11, dar și continuarea nu online pentru clasele terminale acum în luna aprilie, toate acestea vin să atenueze într-o anumită măsură, coroborat bineînțeles cu vaccinările, coroborat cu testările. Probabil că vom avea și teste non-invazive pentru copii la începutul cursurilor în luna mai, să atenueze și să diminueze din această creștere care vedem că de la o zi la alta, noi în județul Buzău suntem pe un trend ascendent de mică amploare, dar nu este nici măcar staționar. Mâine este prima zi a celei mai lungi vacanțe de Paști de până acum. Elevii ar urma să reînceapă cursurile pe 5 mai, în cazul în care situația epidemiologică nu va impune alte măsuri restrictive.